Este homosexualitatea o boală vindecabilă? Astăzi vom discuta despre terapiile menite să convertească homosexuale în heterosexuale. Din cauza naturii lor controversate, astfel de programe captează adesea atenția presei și a publicului. Cei ce le susțin consideră că acestea pot vindeca spiritual și psihologic. Cei care se opun, în schimb, le numesc greșite, neștiințifice, insultătoare, ineficace și complet nenecesare. Unele dintre răspunsurile la întrebările legate de această problemă țin de fiecare în parte, dar la altele se poate răspunde cu certitudine prin intermediul științei. Toate acestea sunt dezbateri valide, dar le vom lăsa altora și acum ne vom concentra doar pe partea științifică. Este homosexualitatea într-adevăr o condiție fiziologică ce necesită tratament? Poate vreunul dintre tratamentele existente să schimbe cu adevărat orientarea sexuală? A existat vreun succes semnificativ? Este vorba despre știință aici, deși este adesea îngropată adânc sub proasta informare și propagandă ideologică. Și cunoașterea perspectivei științifice este cel mai bun pas în formarea unei opinii. Numele eficient al tuturor programelor de acest gen este efort de schimbare a orientării sexuale și includ tot soiul de metode. Există metode axate pe partea psihică, inclusiv terapie comportamentală, hipnoză, terapie de convertire și grupuri de sprijin. Există metode religioase bazate pe rugăciune. În trecut, eforturile de schimbare au inclus chiar și terapia prin electroșocuri, lobotomia și o varietate de proceduri chirurgicale menite a extrage diverse părți ale organismelor genitale, atât la bărbați cât și la femei, incluzând castrarea completă. Homosexualitatea a devenit legală relativ recent, dar încă este ilegală în anumite țări. Pedepsele au fost severe, oscilând de la castrare chimică, precum în cazul părintelui științei computerelor Alan Turing, ani de închisoare și muncă silnică, precum poetul Oscar Wilde, până la execuție. Astăzi, unele grupuri continuă a considera homosexualitatea o boală fiziologică, iar alții o consideră un păcat religios. Astfel, sunt două idei principale diferite ce stau la baza acestor eforturi de schimbare. Prima idee, conform căreia homosexualitatea este o boală mentală, a fost aproape universal acceptată în majoritatea țărilor până destul de recent. A fost în principal categorizată astfel în cartea Psihopatia Sexualis din 1886 a lui Richard von Krafft-Ebing, care i-a influențat pe psihologii de atunci să considere homosexualitatea o boală. Putea fi înăscută ori obținută ulterior pe parcursul vieții, așa spune acesta. Von Krafft-Ebing a găsit doar niște soluții limitate de tratament cu efecte minore. Romano-catolic fiind, munca lui von Krafft-Ebing a fost mult inspirată de credința religioasă că orice activitate sexuală ce conduce la sarcină era ceva normal și sănătos, chiar și violurile, în timp ce orice altă activitate ce nu rezulta într-o sarcină, inclusiv sexul între homosexuali, masturbarea sau orice activitate recreațională nepenetrantă, era în general o abatere și o perversitate. Aceasta a fost părerea dominantă până când Sigismund Freud a prezentat o opinie diferită în prima jumătate a secolului al XX-lea. Freud considera că toată lumea este în mod normal bisexuală, cu anumite tendințe atât spre heterosexualitate cât și spre homosexualitate, una dintre ele dominând însă. Nu a considerat niciodată nici una dintre tendințe ca fiind o boală și mare parte a muncii sale nu s-a bazat pe schimbarea cauzei, ci pe ajutorul pacienților în depășirea confuziei, a stimei scăzute de sine, a rejecției, a inhibițiilor și a nefericirii. Dar doar în anul 1973, Asociația Americană a Psihologilor a votat eliminarea homosexualității din manualul statistic și de diagnostice al bolilor mentale. În acest manual a fost adăugată o secțiune rezervată homosexualității ego-distonice, care reprezintă un conflict interior între atracțiile unei persoane și propria imagine idealistică. Apoi, în 1986, până și această secțiune a fost scoasă. Pacienții ce se îngrijorează în legătură cu orientarea lor sexuală sunt acum tratați precum orice alți pacienți ce se stresează în legătură cu orice altceva. Acesta este astăzi standardul în majoritatea țărilor din vest. Conform chestionarilor, majoritatea oamenilor ce doresc schimbarea orientării sexuale sunt bărbații albi de religie creștină din Statele Unite. Cea mai importantă organizație a eforturilor de schimbare creștină este Exodus International, fondată în anul 1970 cu circa 300 de ministere protestante și evanghelice răspândite în aproximativ 18 țări. La început, misiunea acestei fundații era să convertească homosexuale în heterosexuali. De-a lungul anilor însă au realizat că acest lucru este mai mult sau mai puțin imposibil, astfel că acum se axează
influență pe schimbarea comportamentului. Cu alte cuvinte, pe educarea oamenilor gay să se poarte de parcă ar fi hetero. Ei pledează pentru celibatul pentru homosexuali și pentru sexul heterosexual doar pentru cei bisexuali. Deviza misiunii Exodus este mobilizarea trupului lui Hristos pentru a împărtăși grație și adevăr într-o lume afectată de homosexualitate. Conform site-ului lor, homosexualitatea este rezultatul încercărilor subconștiente ale individului de a remedia o relație distrusă cu părintele lor de același sex. 97% din pacienții organizației Exodus sunt bărbați. Terapia reparativă constă în forțarea lor să participe la activități bărbătești, precum sporturile, să petreacă timp cu bărbați heterosexuali, să flirteze și să iasă la întâlniri cu femei și să le evite altfel. Să evite activitățile ce Exodus consideră că sunt pe placul homosexualilor, precum mersul la operă și vizitarea muzeelor. De asemenea, este de bază în terapia reparativă prezența la o biserică creștină în cadrul unui grup de bărbați. Unul din cei mai importanți parteneri organizației Exodus este organizația americană creștină evanghelică non-profit Focus on the Family. Cel puțin un grup important se vrea organizație profesională bazată pe știință, alcătuit din psihiatri și psihologi ce nu sunt de acord cu opinia acestei organizații, cum că homosexualitatea nu este o boală mentală. Asociația Națională pentru Studiul și Vindecarea Homosexualității acuză APA că au transformat homosexualitatea în ceva politic și crearea unui mediu ostil ce descurajează cercetarea homosexualității ca boală. Asociația Națională pentru Studiul Vindecării a Homosexualității oferă recomandări la mai mult de 1000 de membri consilieri, majoritatea grupuri bisericești. Această asociație nu cere membrilor să fie terapeuți și doctori intelectuali. De asemenea, lucrează aproape cu organizația Focus on the Family. Pe baza acestor lucruri și pe o căutare de cuvinte cheie pe site-urile lor și în biografiile publicate de directorii săi, este greu de zis că organizația este un grup motivat religios în ciuda omisiunii oricăror obiective creștine în deviza lor. Majoritatea izbitoare a studiilor psihologice arată că eforturile de schimbare nu au funcționat niciodată. Cu toate acestea, atât Exodus cât și această organizație indică câteva studii cu grijă alese într-o încercare de a demonstra că eforturile de schimbare au succes. Unul dintre cei ce a efectuat un astfel de studiu în 2011 este Dr. Robert Spitzer. Este un exemplu perfect de cât de slabe sunt aceste studii. Criticile principale sunt la adresa metodologiei lui Spitzer, un chestionar telefonic pe doar 202 suspecți oferit de Exodus. De fapt, o cincime dintre subiecți erau directori ai ministerelor Exodus. 100% dintre ei erau religioși și aproape toți creștini. Criteriul de selecție a fost că toți trecuseră prin terapie reparativă după ce realizaseră că au fost gay. Cu alte cuvinte, singurii subiecți aleși pentru studiu au fost cei ce arătaseră deja efectele pe care experimentatorul spera să le dovedească. Dacă acesta nu este suficient, mai mult de un sfert din subiecți vorbiseră în public în favoarea eforturilor de schimbare a orientării sexuale. Printre întrebări a fost să-și aprecieze orientarea sexuală pe o scară de la 1 la 7, 1 fiind complet heterosexual și 7 complet homosexual. Dar uimitor, din cei 202 subiecți, doar 8 au susținut că terapia Exodus i-a făcut să ajungă de la 5 sau mai mult la 3 sau chiar mai puțin, singura schimbare demnă de luat în seamă. Din acei 8, 7 erau directori Exodus și toți au refuzat un interviu ulterior. Cu toate acestea, Spitzer a ajuns ca urmare a acestui studiu la concluzia că terapia reparativă este eficace. Când a fost într-un final publicată în Arhiva pentru Comportament Sexual în 2003, una dintre asociațiile ce sponsorizau jurnalul, Academia Internațională pentru Cercetare Sexuală, și-a dat demisia din cauza deciziei de a publica acest studiu. În mod interesant, a existat o tendință a unora dintre liderii organizațiilor majore de vindecare a cei ce sunt gay de a se angaja în acte de homosexualitate ei înșiși. Doi dintre fondatorii Exodus International, Michael Bossis și Gary Cooper, au părăsit organizația în anul 1979, au divorțat de soțiile lor și au devenit un cuplu oficial în cadrul unei ceremonii din anul 1982. În 2010, un director al organizației NART, Dr. George Rickel, a demisionat după ce a fost prins făcând un tur al Europei cu o escortă de sex masculin. Incidente precum acestea demonstrează că cel puțin unii dintre liderii acestor organizații au fost bărbați cu conflicte personale, oscilând între creștinism și propria lor sexualitate.
Considerăm adesea că persoanele ce au fost dependente de droguri sunt buni consilieri pentru cei ce suferă de dependență la rândul lor și poate că este la fel de potrivit că acești oameni ce au avut probleme să consilieze alți creștini ce sunt gay. Aceste incidente nu ar trebui să surprindă pe nimeni. De fapt, nici nu ar trebui probabil considerate incidente. Revenirea este o consecință de așteptat a multor tipuri de consiliere. Nu înseamnă necesar că există o problemă cu consilierea în sine. Nici partea religioasă a acestor vindecări nu spune nimic despre eficacitatea lor și nu este relevantă. Dacă oamenii homosexuali ar trebui să încerce să se schimbe sau dacă homosexualitatea este un păcat, nu sunt întrebări ce țin de știință. Pentru a afla dacă eforturile de schimbare funcționează, luăm în considerare cercetările științifice. Și din fericire, acest lucru a fost deja făcut la un nivel atât de înalt pe cât se putea. În 2007, la presiunea unei mișcări evanghelice ce promova eforturile de schimbare, Asociația Americană de Psihologie a anunțat formarea unei echipe pentru abordarea terapeutică adecvată la orientarea sexuală, căreia i-a fost încredințată misiunea de a determina care este cea mai potrivită abordare a pacienților ce doresc a-și schimba orientarea sexuală și de a evalua eficacitatea intervențiilor existente. Raportul a fost publicat în luna august a lui 2009. Eforturile de a schimba orientarea sexuală au o probabilitate mică de a avea succes și implică riscuri contrar celor susținute de practicanți. Deși cercetarea și literatura clinică demonstrează că relațiile romantice și sexuale, atracția sentimentală și comportamentele între persoane de același sex sunt o exprimare normală și pozitivă a varietății sexualității umane, în ciuda identității orientării sexuale, echipa a concluzionat că cei ce apelează la SOCE, acea asociație, tind a avea convingeri conservative religioase ce îndeamnă a căuta să-și schimbe orientarea sexuală. Astfel, aplicația potrivită a intervențiilor terapeutice afirmative a celor ce apelează la SOCE sunt acceptarea, ajutorul și înțelegerea oferită de terapeut, precum și facilitatea depășirii problemelor, obținerea de ajutor social și dezvoltarea și explorarea identității fără impunerea unei orientări sexuale specifice ca rezultat. După cum oricine cu experiență de viață minimă știe că a încerca să schimbi oamenii e destinat mai întotdeauna eșecului. Nu există niciun avantaj în schimbarea dintr-o persoană sau un set de probleme într-o persoană diferită cu un întreg nou set de probleme. De obicei, duce doar la adunarea acelor probleme. Eforturile de schimbare a orientării sexuale nu fac excepție. Pur și simplu nu funcționează și din datele deținute sunt atât de nerecomandate cât și necesare. Mulți oameni suferă de probleme reale și necesită intervenții reale. Pentru asemenea persoane, există soluții psihologice reale ce s-a dovedit funcționează. A încerca să schimbi cine ești nu este una dintre ele. Homosexualitatea a apărut o conspirație foarte mulți ani. Homosexualitatea încă mai pare o conspirație și homosexualitatea va părea în viitor o conspirație. Dar dacă este cu adevărat o conspirație sau pur și simplu este o realitate a creierului nostru, poate că nu vom afla cu adevărat niciodată. Până la următorul clip, nu uitați să dați voi un like, un share și un subscribe.